Pace, dreptate și bine. Un Crăciun din vremea comunistă. Oare de câte ori nu i-am auzit pe moșii nostalgici despre faptul că ar fi fost un păcat execuția lui Ceaușescu de Crăciunul lui 1989? Știu și eu, oare de ce pare uitat faptul că doctrina comunistă este ateistă? Mai precis crede în materialismul dialectic și, mai precis, zeifică liderii zilei care fac ce vor, spun că așa e voința partidului. Și cine se pune cu partidul? Da, e clar, dușmanul poporului. Logica, lumea, sunt funcționează fără reproș în comunism. Ei bine, mortul ceașcă oblăduia de mulți ani ideea de înlocuire a lui Moș Crăciun cu Moș Gerilă, o clonă comunistă a Crăciunului, dar care vorbea cu tovarășe, dăruia cadouri șoimilor și pionerilor Venea cu mișloace de transport în comun, nu cu o sanie magică. Da, un gerilă materialist, serios, de-al nostru. Gerii, la cel cu barbă. Oare de ce se omite faptul că nenumărați muncitori au fost chemați să lucreze în ziua de Crăciun? Ori fiindcă nu, planul nu fusese realizat pe deplin, ori urma să fie depășit într-un chip entuziast ori trebuia mers la vreo manifestație, ori la dezăpezit. Și câți oameni ori fi murit de Crăciun din cauza condițiilor vitrege de trai. Oblăduită de altfel tot de ateul ceașcă, în numele unei economisiri idioate. Așa că nu-mi pasă când a murit să rămână acolo în neand. Dar îmi pasă, în schimb, cum era un Crăciun comunist într-o suburbie bucureșteană în copilăria mea. Întâi era Goana după Brad, de obicei nu se găsea. Trebuia să cunoști pe cineva de la munte sau pe cineva care cunoștea pe cineva. Prin acest sistem de relații reușeai să te alegi cu Brad Brad. Astfel îți rămânea de luat vreun molid amărăștean sau nu. Vreo crenguță de Brad murdară lăsată pomană de vânzătorii din piață. Nu e vorba Oamenii săraci sau lipsiți de relații, nici pe aceea nu aveau, dar în sfârșit nu erau prea mulți la vedere. Apoi erau introduse la vânzare citricele în magazine pentru o săptămână două. Se talau munți de banane, portocale, mandarine, dar care însă se vindeau cu porția, un kilogram, două de familie. Astfel, în numeroase dăți, am mâncat din aceste fructe doar una-două bucăți pe an. Eram așa de îndrăgostit de portocale, că le mâncam și coaja. Apoi erau globulețele, scoase dintr-o cutie ascunsă, peste an, cine știe unde, și așezate ca într-un adevărat ritual în pom. Întotdeauna am împodobit bradul și cu bomboane, și cu beteală, și cu diferite figurine, nu mai zic de luminițe și artificii transformam sărmanul Brad într-o sorcovă. Dar parcă era mai Crăciun așa. Da, am auzit că acum se vorbește de împodobiri tematice, cu globuri de o anumită culoare, de anume mărime, că se ajunge fie la excesul de podoabe, fie la împodobiri minimaliste. Dar astăzi mofturi de oameni avuți, cum atunci rareori ori găseai în comunism. Evident, nu e vorbă Găseai și atunci capricioși. De aceștia găsim în toate timpurile. Mereu, 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 mereu. După aceea, veneau cadourile. La început erau modeste, de prin anii 50, de când știau ai mei Crăciunul. Așa se dădea. O pereche de șosete călduroase, un fes, un fular moale. Acest moft vestimentar era sezonat cu dulciuri, cu bomboane de pom cu hârtie țipător colorată, dar cu un gust îngrozitor, cu ciocolată cu rom, de se găsește și azi, cu citrice și părea să ai o pungă plină de cadouri. Părinții se regalau cu câte o cafea naturală, mai ales măcinată proaspăt mirosea a nebunie, un un ori, apăreau și să pun un rexona sau vreun spray. Desigur, e departe rău de ce se oferă azi pe la români. Uneori, cadouri de 1000 de euro, excursii exotice, autoturisme, chiar genți prada sau țoale, gimiciu. Până la urmă, însă, cadourile nu contau prea mult. De fapt, nici nu știam ce aș vrea, nici nu primeam ceva care să mă încânte. Am rămas cu convingerea că mai bine îi dai omului niște bani să-și ia el ce vrea, că orice îi duci sigur nu nimere. Fie are prea multe din acel sortiment, fie nu și le-ar lua singur să-l pici cu ceară. Ram, ram, Conta însă altceva, anume masa de Crăciun. Musai plină cu... Ca de toate, toate, toate. Cred că acest de toate înseamnă pentru fiecare comunitate altceva. În familia mea implica musai o salată de bœuf, pronunțată bœf, neapărat cu un Crăciun fericit înscris pe acolo. Două-trei castroane de piftie, bineînțeles, din picioare și din urechi de porc. Caltaboși și cârnați de casă lucrați de părinți o întreagă dimineață. Ah, cât mă enerva mașina de tocat și dispozitivul Conex pe care se trăgeau mațele pentru a insera carnea viitorilor cârnați. Uneori erau și slăninuță afumată și o umplute, bineînțeles brânză ideal proaspătă, uneori cașcaval, dar asta era o delicatesă așa rară în ultimii ani ai lui Ceașcă, încât masa părea de oameni bogați din vest. Nu lipseau icrele, însă niciodată negre, alea erau pentru tovarăși suspuși, măslinele, dacă se găseau, că și alea erau cam în situația citricelor. Și mai ales, țuiculița de casă, ori vreo amărășteancă de vodcă, cea din urmă nu prea. Dar când era lipsă de țuică, Vișinată am avut aproape tot timpul, sucuri însă nu, decât foarte rar. Cine știe cum vreo băutură bem, bem din suc de morcovi și mai des sirop de casă. Pepsi nici vorbă, ori chestii acidulate de azi. Fanta gen. Ba parcă erau niște porcării numite briefcore și quick, dar la limita comestibilului de nepus pe masa de Crăciun. Părea o masă încărcată, zexe, ăsta era doar aperitivul. Gustai și din aia și din aia, asezonai totul cu o mulțime de șaturi, de tărie. Mă rog, cât mai crescusem la trup, că la minte unele rude nici azi nu mă cred și din copilărie. Te trezeai cu burta beton și ai fi zis că nu mai intră nimic. Dar acum venea ciorba și era una cu cărniță de porc, acrită cu borș autentic. De ți se trezea din nou pofta. O terminai mirat unde încape atâta. Și când colo na că veneau sarmalele. Se topeau în gură. Cum să refuzi? Așa că îngăduiai gazda să spună nu una, două, cât să fie acolo de polites, ci cel puțin patru, să te saturi numai din ele. Nasol era că adesea nu se găsea de cumpărat decât o brumă de carne pentru tot acest festin. Și atunci bucătărea sa era nevoită să completeze umplutura de la sarmale cu orez. Și oricâte sarmale am mâncat la viața mea, chit că aveau și ceva carne, niciodată nu mi s-au părut comestibile. Nu duc dorul orezului în sarmale cât o -i mai trăi. Bun, îndurai și sarmale, gata, puteai să joci tontoroiul pe burtă. Nici gând, venea friptura, cum să refuzi? Nu e păcat de așa bunătate? Doar bucățica asta, avem și de curcan, uite și niște porc, și ar se umplea farfuria vârf și cu piure, ori cartofi prăjiți, ai și cu murături aiuritor de diverse. Și firar să fie, te răzbuneai că nu prindeai așa ceva tot anul. Mâncai de ziceai că se bat turcii la gura ta? te întrebai unde bi în cape, mai ales că în acele vremuri nu aveam nevoie de radiografie, mi se vedeau prin piele oasele foarte bine. Răsuflai biruitor, se dusese și friptura. Între timp te mai uitai la o emisiune umoristică, la TV era mai întotdeauna vreun sketch cu Dem Jean Constantin, Puiu Călinescu, sau cânta, să zicem, dans pătarul. Drumurile și iubirea, Apoi veneau nesfârșitele dulciuri Neapărat cozonacul Din care era musai să mănânci o felie Și eu nu îl suportam decât pe cel cu rahat Apoi erau tot felul de prăjiturele Și cu marzipan Și cu zahăr ars Și cu frișcă Mai toate făcute în casă Înghițeam pe gură Și mi era teamă că mi iese pe nas Apoi făceam ceva urări vizitatorilor, oai când era mai mic o steaua sus răsare și primeam ceva bani, dar nu mulți. Să zicem cât să ne ajungă pentru cumpărat un trening. Ideea era că mai sezonam totul cu un film american de Crăciun se dădeau la TV, astfel de emisiuni străine și dormeam ulterior neîntorși la cât mâncasem. Atunci ajungeam să fac tot felul de scenarii în vis de cum l-aș fi putut împușca pe Ceaușescu.